Ianuarie 2009. Din mijlocul deșertului australian, cu ultimele puteri, exploratorul Alin Totorean formează numărul de telefon al unui prieten în România. Acesta alertează la rândul său autoritățile australiene. Dacă nu aveam coordonatele GPS, nu l-am fi găsit niciodată. Când l-am văzut, am crezut că este un trunchi de copac. Abia după ce și-am mișcat picioarele, am realizat că este el. Te aștepți ca un om care vrea să fie salvat, să facă ceva, să-ți atragă atenția, dar el era atât de extenuat încât stătea în poziția fetusului. Asta spunea Ben Hammond, coordonatorul echipei de salvare. După 45 de minute de la apelul telefonic, Alin Totorean era în siguranță într-un spital unde primea îngrijiri medicale.